Bună dimineața și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. O dimineață destul de friguroasă pe râul Siret, sunt 0 grade, dar în timpul zilei se anunță cam 6-7 grade, o temperatură decentă pentru sfârșit de noiembrie. Astăzi vreau să stau toată ziua la pescuit. Nu știu dacă mai apuc anul acesta să petrec o zi întreagă la pescuit, pentru că vine frigul, vine iarna, dar la 6-7 grade cred că rezist să stau toată ziua. E 8 dimineața și vreau să stau până la vreo 4-5. Sunt în căutarea cleanului, am un kilogram de viermi la mine și îl caut. Prima oară voi aborda acest loc, am tras cu praștea câteva viermi acolo în amonte, voi pescui în structurile acelea de pe malul opus și poate găsesc aici niște cleni. Văd cum voi edita această partidă, dacă prind bine, voi edita în două părți, dimineața și după amiaza, dacă prind așa mai slăbuți, voi face una toată ziua. Vizionare plăcută! Da, aici sunt obleți. Am zis că sunt în căutarea cleanului. După încă o oră în care am prins doar un oblete, schimbat iar locația. Haideți să vedem aici, sunt niște structuri interesante pe partea opusă. Pe acolo. Am luat un pește fain. Sincer, am fost oprit camera pentru că mi-am fost pierdut speranța. Am și aici, cred că vreo oră de când pescuiesc și de-abia acum a intrat primul pește. Da, e un pește fain. Dacă îl scot, bineînțeles. Sunt aici niște structuri în mal. A, fix acolo a intrat. Ah, și a ieșit. No! Incredibil. Ce văd peștele, doar așa să intru după el în apă. Mai e aici? Au, ce a intrat în structura asta exact. Peștele-l văd. Uf.
cu 0,10. Cum să scot peștele acum? Da, încă din astea n-am mai făcut. Nu pot să cobor. Era să mă duc în mâl. Văd peștele aici. E crean mare, dar văd că și el a obosit de acolo, nu se mișcă. Cad în apă. Am căzut acum pe miziu. Ia să-l dăm. L-am speriat cu minciocul. Incredibil și tot aici. Asta e cel mai neortodox pește, cel mai neortodox mod în care am scos eu vreun pește. Am rupt cârligul. E încă agățat în structura asta, dar am scos peștele. Uleu! Importante că am scos peștele și un pește mare. Am filmat. Ce drill incredibil. Nu știu cum de nu s-a rupt. Când am avut noroc când a intrat în această structură, l-am obosit până acolo și când a intrat în această structură, cred că s-a simțit în siguranță, nu s-a mai zbătut acolo. Ai un clean, ia uitați-vă la el. Foarte mare. Să tragem și o măsurătoare, dacă tot. Am și centimetru la mine. Este mai mare decât cea de data trecută. Exact ca cel de data trecută, poate puțin mai mare. Da, e puțin mai mare. Deci până la baza înătătorii codoale are 38 și are 44 cu tot coada. Băi, ce norocos am fost. Incredibil. Dacă, la ce gălăgie am făcut acolo, nu știu dacă mai prind altul. Oh, ce a plecat. Acum hai să văd cum scot. Cum scot pluta de acolo, să nu rup pluta măcar.
ora 11, până se mai liniștește peștele, am făcut o grămadă de gălăgie acolo, prăjesc un cărnaț, iau prânzul și după aceea mă apuc iar de pescuit. O babușcă. Bună și asta măcar nu e oblete. Murnași. Aici am găsit și tura trecută în acest loc. Am prins vreo 20 de murnași. Chiar decent. Fain. Oh, asta. Oh. Asta nu-i morunaș. Asta e un clan. Foarte fain. De mare și ceva în gură. Are și câțiva viermi în gură. Am mâncat. Fain clanț. Am luat un pește mare. Băi, ce se duce. Se duce acolo la sub o structură. Nu.
trebuie să-l forțez puțin. Așa, încolo, du-te. Cred că e un clean mare. Oh, îl văd. E incredibil. Bă, e un clean foarte, foarte mare. Acolo, du-te, du-te. Incredibil, sper să meargă acolo live-ul. Am luat un clean live. Imens. E imens. Băi, ce mare. Numai să nu vin aici, am niște structuri. Să văd, filmez. Filmez. Acolo, du-te, îl las să meargă în larg. Nu vine spre structurile astea, să-i dau puțin aer, poate. Oh, dita mai cleanul. Dacă o scot pe asta, posibil să fie nou record. Se dă deloc ieșit. Asta e. Încă un mega clean. Ușor, ușor, Alex. Mega cleanul l-am reușit și l-am scos. Ia uitați-l, pentru cei care m-ați urmărit live, incredibil, foarte fain clean, l-am prins și live. Și măsor și după aceea le liberăm. Deci, e aici,
până aici 49 de centimetri. Ia uitați. 49 de centimetri până la coadă. La baza notătorii codale are un 42,5. Are coada lungă asta. Cântăresc. Pus aici un mincioc. Mincioc uiut, dar deci cu tot cu mincioc 2,90 kg. Cântăresc după aceea minciocul. Mega cleanul. Acum e liberarea. Opa. Ce grasă e. Ești mă. Băi să. Incredibil. Și s-a dus direct în mal. Mai putea ieși. A plecat, a plecat. Bibanul, am pus o râmă, nu trăgea la vien deloc, am pus o râmă, e imediat un biban. Partida mea de pescuit se încheie aici, este ora 16:30, deja se întunecă, o zi foarte faină pe râul Siret, dimineața a fost puțin frig până a răsărit soarele, în rest a fost ok. La amiază am făcut un foc, m-am încălzit acolo, am mâncat ceva călduț, am prăjit un cârnaț, am prins doi cleni frumoși, unul de 44 de cm și unul de 48, niște morunași, un clean mai mic, obleți mulți, un biban acum la urmă. Acum la urmă, cu o oră înainte să pună soarele, m-am întors în primul loc unde am prins cleanul acela de 44, în speranța că vor mai fi și alții pe aici. Aici nu trage obletele deloc, dar nu a mai fost activ nici cleanul, l-am prins un singur biban. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!